Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem primul update pentru Project Pen, o nouă decadă. Un proiect căruia nu prea am stabilit multe reguli. Pur și simplu am ales marea majoritate a produselor să fie sigilate, iar cele care nu sunt sigilate am ales să fie produse care se termină mai greu. În general, scopul produselor din acest proiect, am vrut să fie să termin produsele. Un singur produs a fost ales cu număr de utilizări pentru că așa s-a nimerit atunci când l-am ales și am lăsat-o așa. Dar când îl voi scoate pe acela, nu voi mai avea alt scop decât să termin produsul. Acum nu am să mai lungesc vorba, haideți să vedem ce scop am avut cu fiecare produs și ce am reușit să realizez cu fiecare produs în parte. Haideți să vedem! Primul produs, balsam de machiant de la Avon Anew. Scopul este să-l termin, dar nu l-am folosit încă niciodată. Sper să termin repede ce am desfăcut și să mă apuc să-l folosesc. Cel de-al doilea produs, pudra pulbere Jordani Gold, scopul este să o termin, iar eu am folosit-o în ultima perioadă de 6 ori. E o pudră ok, dar care nu mă încântă foarte tare, dar pentru folosit așa de zi cu zi, e ok, nimic de reproșat. Produsul cu numărul 3, de la Filorga, un serum, scopul este să-l termin, dar nu l-am folosit încă niciodată. Mai durează puțin până să-i vină rândul. Cel de-al patrulea produs și singurul care are ca scop un număr de utilizări este un ruj în două nuanțe de la Douglas. Scopul este să-l folosesc de 10 ori, eu l-am folosit o singură dată și pentru o primă utilizare pot să spun că e ok, dar mai aștept până să-mi dau cu părerea. În orice caz, după ce îl voi scoate pe el din proiect, nu va mai fi un alt produs care să aibă ca scop număr de utilizări. Produsul cu numărul 5, loțiune de corp de la Avon Attraction, scopul este să o termin, iar eu am folosit-o de 16 ori în ultima perioadă. Este o loțiune de corp foarte faină, miroase identic cu parfumul, intră repede în piele, se întinde ușor pe piele, puțin nu prea îmi place ambalajul, dar acum nu o să-i caut nod în papură, pentru că crema în sine îmi place, miroase pe corp și chiar și pijamalele miros de la ea. Cel de-al șaselea produs, Peeling Novage, scopul este să îl termin, bineînțeles, și eu l-am folosit de 3 ori până în prezent. Deocamdată îl folosesc o singură dată pe săptămână, dar am să încep să-l folosesc de 2 ori la un moment dat. E un produs ok, eu îl folosesc pe post de mască, 5 minute stau cu ea pe față și fața mea a doua zi e mult mai luminată. Nu m-am iritat, nu am pățit nimic, pentru că am auzit și persoane care nu s-au înțeles prea bine cu ea. Produsul cu numărul 7, cremă de la Elemis, scopul este să o termin, am folosit-o de 19 ori și am terminat-o, bineînțeles, o cremă care mi-a plăcut foarte, foarte mult și aș recumpăra-o dacă ar fi un pic mai ieftină, dar chiar și așa cred că la un moment dat o voi cumpăra, pentru că e o cremă extraordinară pentru orice moment din an, că e vară, că e iarnă, că e toamnă, că e primăvară, că e zi, că e noapte, e super bună, o recomand cu drag. Cel de-al optelea produs de la Espa, o cremă de ochi, scopul este bineînțeles să termin produsul, eu am folosit această cremă de 20 de ori, mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult în continuare că mai am din ea, singurul lucru care nu-mi place e că miroase a busuioc, dar pot să trec peste mirosul ăsta că nu e ceva chiar atât de oribil. Crema e foarte hidratantă, foarte bună, printre puținele creme de ochi care reușește să facă față cu brio la zona mea de sub ochi foarte uscată. Cel de-al nouălea produs de la Avon Planet Spa, un serum pentru gât și decolteu, scopul este să-l termin, bineînțeles, eu l-am folosit de 7 ori și îl voi termina foarte, foarte greu. Nu e un produs care să-mi displacă, doar că folosesc jumătate de pompiță. Deci, și încă e prea mult, dar mai puțin de atât chiar n-am cum să pun, că are fâs-fâs din ăsta. Deci, da, mă va ține ăsta, cred că tot anul. Asta este. Dar e un produs ok, totuși. Produsul cu numărul 10 și ultimul, loțiunea tonică Love Nature cu aloe vera și apă de nucă de cocos. Scopul este, bineînțeles, să-l termin. L-am folosit de 38 de ori și este o loțiune tonică foarte bună. Eu o folosesc pe o dischetă, nu între palme, dar merge folosită și între palme
pentru că are o consistență destul de grosuță. Nu foarte groasă, dar nu este nici apos. Miroase foarte bine, ușor light așa, chiar îmi place, e ok. Și pentru că am terminat un produs, am decis să introduc în locul lui acest scrub de buze de la Berry Me. Are 25 de grame, costă în jur de 35 de lei, iar scopul cu el să-l termin este. Sper să reușesc, pentru că mi-e cam lene să folosesc produse suplimentare. Și acestea fiind spuse, cam ăsta a fost progresul cu toate produsele. Sunt foarte încântată că din 10 produse cu care am început, cu care a sunat urât, da, înțelegeți voi, îmi cer scuze pentru cacafonie. Deci, din cele 10 produse pe care le-am avut la început, am terminat unul, bineînțeles că am rămas cu 9, dar am înlocuit produsul terminat și o luăm de la capăt, iar cu 10 produse și am vorbit de numai. Bun, nu mai lungesc vorba, eu vă mulțumesc de vizualizare, vă doresc o săptămână frumoasă, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și să-mi lăsați în comentarii sugestiile voastre, părerile voastre, orice doriți voi, pentru că îmi face mare plăcere să vorbesc cu voi. Vă pup, pa, pa!